găsit, om drag, într-o nouă emisiune, în prima emisiune de la Materie la Suflet din 2024. Numele meu este Claudia Voci și îți urez la mulți ani și un nou an fericit, cu bucurie, cu armonie și cu tot ce vine către tine pentru împlinirea sufletului. Sunt alături de mine în prima emisiune din an cu domnul Constantin Barbu. Bine ai revenit, Constantin, la mulți ani și ție și un nou an pe măsura dorințelor tale. Bună, Claudia, la mulți ani și la mulți ani binecuvântat. Doamne ajută, așa să fie. Vorbim astăzi despre perspectivele asupra a ceea ce se va întâmpla din punct de vedere plasmatic în 2024, un fel de avantpremieră. Așa că te invit să ne vorbești rând pe rând și am convenit să începem cu cea de-a patra ediție, o nouă ediție care începe chiar acum, la început de an, a festivalului plasmatic, universal plasmatic. Da, ne-am obișnuit să anunțăm surprizele la început de an, pentru că începem să fim din nou conectați cu tehnologia cash și după ce am trecut de-a treia ediție, care a însumat 6 luni de prezentare a dispozitivului Minima Grav Wireless, pe care mulți oameni, din câte am înțeles, l-au replicat, au început să aibă rezultate și ne bucură acest lucru. Dacă 6 luni de zile oamenii au învățat să facă tehnologia, atunci vrem să mergem și mai departe și punem la dispoziție următoarele dispozitive în cea de-a patra ediție, un nou început. Punem la dispoziție următoarele dispozitive Magrav și Mini Magrav și Micro Magrav. Deci cumva o să trecem ceea ce am reușit să înregistrăm ca și rezultate benefice în anul 2023. În proiectele de cercetare suntem pregătiți să oferim această cunoaștere persoanelor care de data aceasta sunt pregătiți și solicită aceste informații. Venim către publicul larg, este un eveniment de cunoaștere, sper că oamenii s-au obișnuit, nu facem evenimente de muzică, nu punem taxe. Este pur și simplu un eveniment care se derulează în cele 12 luni, în care o să ne obișnuim să realizăm următoarele dispozitive, bineînțeles dacă avem nevoie. Dacă vrem să echilibrăm și rămânem pe cele 6 domenii, sănătate, alimentație, agricultură, mediu, transport și energie. Avem și un flyer al festivalului, dacă cei din regie pot să-l pună, să înțeleagă mai repede și mai simplu ceea ce îi așteaptă, dacă vor să rămână alături de noi. Conectați cu noi, da. Suntem curioși să-i anunțăm că această ediție este una globală, așa cum am făcut și în cea de-a treia ediție. Și în această ediție, intenția noastră este, bineînțeles, de a pune mai departe ceea ce noi am primit de la Creator și am reușit să simplificăm, să inovăm. Venim cu dispozitive care sunt poate mai ușor de realizat sau au efecte în mai multe domenii. Vrem să-i pregătim pe cei care, bineînțeles, pe cei din comunitatea noastră, dar și cei din comunitatea universală, comunitatea globală de căutători de cunoaștere, vrem să-i obișnuim cu astfel de informații. Și am pregătit în această lună, am pregătit 2 ateliere de cunoaștere. Practic lansăm festivalul. În 11 iunie avem atelierul în limba română, unde învățăm să realizăm acest dispozitiv, o să deschidem această sferă și o să înțelegem ceea ce se întâmplă și ce este schimbat față de acest dispozitiv. Deci sunt 2 dispozitive, aici este Magrav, primul Magrav și următorul este armonizatorul,
dispozitivul armonizator, deci continuarea lui, uh-huh. completarea lui, a acestor energii magnetice și gravitaționale. Uh-huh. Avem un limbarul, nu? Da, am o întrebare. Cei care ne urmăresc, să înțeleagă că e nevoie să aibă ambele dispozitive sau e suficient să aibă versiunea upgradată, ca să zic așa? Este bine să țină pasul cu predarea, pentru că se fac anumite configurații, următoarele configurații se fac din aceste două dispozitive. Uh-huh. Deci urmează 6 noi dispozitive să învățăm pe oameni să le realizeze. Dispozitivul armonizator pe care noi îl prezentăm în 11 ianuarie în limba română, în 12 ianuarie în limba engleză, este un dispozitiv care completează dispozitivul minima grav clasic și vine cu mai multe efecte în domeniile de sănătate, alimentație și chiar mediu și chiar agricultură. Deci, cumva, vine să completeze ceea ce a început, să deschidă drumul acesta plasmatic, primul dispozitiv, cel clasic. Asta se va întâmpla, noi ne-am propus să avem 6 blueprint-uri. Blueprint înseamnă un manual de construcție și utilizare a acestor dispozitive și odată la 2 luni de zile o să deschidem un nou blueprint și o să ajungem, dacă regia ne poate ajuta, avem mai multe dispozitive care noi în anul 2023 împreună cu alți căutător de cunoaștere, am reușit să le replicăm și să întâlnim efecte benefice, ne întâlnim practic efecte adverse, considerăm că tehnologia este sigură de replicat dacă și de folosit, dacă oamenii urmăresc, bineînțeles, pas cu pas informațiile pe care noi le prezentăm. Deci o să începem cu dispozitivul armonizator. Apoi o să continuăm cu dispozitivul universal. Asta o să înceapă în luna martie. În luna mai o să începem cu dispozitivul clasic Tesla minima grav. Apoi o să continuăm cu dispozitivul Tesla armonizator universal. O să ne ducem după aceea în partea de micro-dispozitive, o să facem dispozitivul micro-Tesla armonizator și micro-Tesla universal. Deci întotdeauna va exista un dispozitiv armonizator și unul universal. Deci cumva ceea ce vedeți la noi pe site, că dispozitivele sunt deja prezentate și pot fi deja testate, încercăm să-i obișnuim pe oameni să realizeze ei acasă aceste dispozitive. Accesul, schimbăm acest format de festival pentru că s-au întors foarte puține lucruri către asociația noastră în urma prezentării dispozitivului Minima Grav Wireless. De data aceasta, așteptăm oameni care au intențiile de manifestare, nu mai punem la dispoziție manualul și poate să fie accesat de oricine, din orice parte a globului. De data aceasta realizăm prezentări în limba română și limba periodică, limba română și limba engleză și cine dorește să acceseze aceste informații de realizare și de utilizare, o pot face în schimbul donațiilor oferite din inimă. Noi nu am pus un prag în care să punem 100 de euro sau 500 de euro accesul. Noi am lăsat ca oamenii să se conecteze cu noi, cu informația noastră și ei să, practic, ei să pună valoare pe ceea ce noi îi vom învăța. Deci nu o să existe informația în prezentările acestea, nu o să existe informația pe site-ul nostru pentru publicul larg. Cine vrea se conectează cu noi pe Zoom. Și în felul acesta noi știm sigur că aceste persoane își doresc, ei au intenția de a, nu doar de a învăța, să realizeze, dar cel mai important este de a învăța să utilizeze. Pentru că noi am lăsat acest dispozitiv minima grav, manualul de construcție l-am lăsat liber ca oamenii să-l studieze, dar foarte puțini oameni au înțeles cum să-l folosesc. Deci oamenii sunt foarte mult prinși în partea aceasta a fizicalității, cum spunem noi,
și nu înțeleg puterea acestor dispozitive, puterea plasmatică a acestor dispozitive. Și tocmai de aceea am schimbat formatul și vrem să le dăm oamenilor care au acces la informații noastre, vrem să aibă acces complet, 100% la tot ceea ce am perceput noi, tot ce am inovat, ca ei să vină mai departe cu această înțelegere a lor și să o ducă, bineînțeles, mai departe. Și în felul acesta avem contact cu aceste persoane, pentru că putem să învățăm unii de la alții, vom rămâne într-un grup de cercetare pe toată perioada acestui an, în care oamenii pur și simplu o să ne transmită testimoniale sau rezultatele lor, cum e mai bine de înțeles. Da. Intrat și în răspunsul, ne-a oferit și răspunsul celei de-a doua întrebări pe care o aveam pentru tine, care ar fi beneficiile participării la acest festival, Plasma Fest, dar deja ne-ai spus că oamenii vor avea acces la cunoaștere, la cerere de data asta, nu va mai fi la liber, tocmai pentru ca să vă asigurați, din cât am înțeles eu, că oamenii chiar înțeleg valoarea acelei tehnologii și înțeleg să o folosească corect. Noi oferim aceste informații, oamenii oricum vor învăța foarte repede, pentru că dispozitivele iar sunt foarte simplu de făcut, oamenii deja au gansurile, presupun și aminoacizii, acum s-au învățat cu sârma, cu magnetul, cu capacitorul de textil, deci cumva îi așteptăm în primul rând pe cei care au realizat primul dispozitiv. O să ne fie mult mai simplu de lucrat cu cei care au lucrat primul dispozitiv. Apoi, noi ne-am mai dat seama, urmărind site-ul nostru, noi am pus un tracking. Practic, pe site-ul nostru, oricine poate să urmărească cine se conectează cu noi și de unde. Ne-am mirat, știam că suntem urmăriți din foarte multe țări, dar ne-am mirat că suntem urmăriți din locații în care noi nu putem să aflăm originea acelei persoane sau acelui server de unde suntem noi accesați. Și am făcut un top 10 al oricine poate să intre pe site-ul nostru, să vadă globulețul acela care se învârte pe site și o să vadă niște mici scânteiuțe. Sunt scrie Revolver, este o setare acolo în care cineva, dacă apasă pe acel pe acea iconiță și sunt câteva săgeți, pot să intre să vadă în timp real cine ne-a accesat site-ul, de unde, în ultimele 24 de ore și locațiile. Am făcut și noi lucrul acesta, este un lucru normal. Și în top 10 al țărilor care pe noi ne urmăresc oameni din America, oameni din Rusia, Brazilia, Italia, Germania, Franța, Republica Moldova, Irlanda, Spania. Când am intrat pe fiecare țară să vedem în top 10, să vedem de unde suntem noi accesați. Top 10, în afară de Moscova, care știm că ne urmărește, și Chișinău, care nu au blocat această vizibilitate, în rest, celelalte țări, deci în primele accesări care vin din țările lor, vin din locații necunoscute. Deci, practic, observăm că la site-ul nostru este urmărit, practic, de servicii care nu vor să-și dezvăluie identitatea la locație exactă. Și atunci ne-am dat seama că aceste informații oricum s-au dus într-un spectru și în comunități de cunoaștere foarte, foarte largi. Atunci noi vrem să... Noi în România ne dorim ca să avem grupuri de studii, oamenii să se organizeze la ei în orașe, în județe, să se organizeze 2, 3, 5 oameni, cum am fost și noi la început, cum sunt colegii noștri din Brașov, în Râmnicu Vâlcea, în Sibiu și așa mai departe, unde au început să se organizeze, noi le predăm direct aceste informații, nu mai ai nevoie să parcurgă înscrieri și avem altă comunicare cu ei. Cu ceilalți oameni din alte țări, în limba engleză, ar mai fi și limba spaniolă pe care mai putem să realizăm workshop-uri, dar în general vrem să păstrăm limba engleză, este limba de circulație internațională. Atunci o să vedem cine se conectează cu noi, ce valoare pun ei pe aceste noi informații care vin, pentru că noi vedem foarte mulți oameni au realizat dispozitivul Inima Vreau și au rezultate, iar aceste rezultate nu ajung la noi. Deci foarte mulți oameni ne contactează în privat, da, am avut rezultate, mulțumesc, ce mai pot să fac? Da?
Deci întotdeauna unul mai cere, mai dorește. Uh-huh. Și zis, ok, acum haideți, vă oferim, da? Dar vă oferim să vedem dacă voi puneți ceva în schimb. Pentru că la fel cum se întâmplă și cu Fundația Cheie și la fel se întâmplă și noi. Fundația Cheie și-a oferit această cunoaștere și foarte puține lucruri se întorc către ei ca și testimoniale, uh-huh. ca și susținere pentru alte proiecte, donații, ca și recunoaștere și așa mai departe. Deci se folosește foarte global această tehnologie și vrem și noi ca această tehnologie să fie recunoscută oficial în România. Iar pentru acest lucru avem nevoie de cât mai mulți oameni să recunoască că au folosit Hai. Și că au înregistrat aceste rezultate. Da, mi se pare firesc să existe un feedback pentru orice acțiune. Da, și acum am zis, hai, avem un an de zile să vedem cu cine este pregătit, cine s-a maturizat, cine a depășit această condiție în care nu a dat nimic înapoi, să vedem dacă putem să facem acest pas mai departe. Noi oferim, deci avem multe dispozitive pe care noi le oferim. Noi suntem puțin mai departe, adică noi am păstrat în cercetare privată, noi am păstrat dispozitivul Magrav varianta 8. Deci noi, aceasta este prima variantă, aceasta este penultima variantă, varianta 7. Deci trecem de la cele cu fir la cele micro care nu au nevoie de fir, de conexiune cu cablurile, de triplu. Apoi noi venim cu varianta noastră de cercetare, noi testăm acum în proiectele de cercetare pe care noi le avem, testăm pe megawatts. Deci ultima noastră variantă care noi o avem în cercetare în 2024, început în 2023, noi cercetăm acum pe megawatts aceste interacțiuni. Adică consumul se reduce, noi am văzut în anumite experimente că se reduce. Și acum așteptăm, suntem într-un proiect de cercetare mai mare pe 3,1 MW în Timișoara, unde așteptăm în cursul anului acesta să se facă calcule, să putem prezenta că s-a întâmplat un lucru benefic și foarte bine documentat în Timișoara, pentru că vorbim de o companie destul de mare. Și credibilitatea nu poate fi pusă la îndoială, pentru că o să venim și cu anumiți cercetători care nu o să prezentăm noi acele lucruri, noi doar o să le promovăm. Cercetătorii din Timișoara vor avea de lucru, să zic așa, pentru că aceste interacțiuni există. Aceste interacțiuni reduc consumul de curent și poate în anul 2025 o să îi învățăm pe oameni cum se realizează versiunea 8-a de minima grav, în care pot fi folosite și pentru consumuri de curent electric la nivel industrial. Deci, cumva cercetarea încă este în curs de dezvoltare, mai avem încă un dispozitiv, varianta nouă, armonizatorul, să zic așa, deci varianta nouă care folosim pentru mediul înconjurător, unde noi am început cu un alt minima grav, îl avem în testare în Brașov, varianta nouă, să vedem dacă reducem consumul de la gaze, la monoxid de carbon. Da? Deci, de la mașină, noi vrem să mergem către furnale, către zone foarte mari, dar asta înseamnă proiecte de cercetare care e nevoie să fie sponsorizate, pentru că este vorba de mult mai multă cunoaștere, iar cei care au beneficii și vor să acceseze aceste proiecte, nu putem decât să ne conectăm unii cu alții, să vedem ce putem să facem. Cumva suntem solicitați, doar că foarte mulți agenți economici, să le spun așa, ar vrea, dacă se poate, cunoașterea să fie gratuită. Iar noi cumva punem la dispoziție foarte multe lucruri gratuite, le explicăm, uitați, învățăm să faceți voi această tehnologie. Ei nu se pricep, bineînțeles, și cumva nu este valorificată cunoașterea și expertiza noastră, practic, în acest domeniu. Și ne vedem nevoiți să întrerupem acele colaborări, pentru că oamenii s-au obișnuit să le oferim totul gratuit și ei să nu vină să facă practic nimic. Și atunci asociația nu poate să se susțină din
din lucruri care nu vin în nimic. Nu sunt în echilibru. Corect. Lucrurile da. Care... Și atunci oamenii care au interes cu noi și vor să facă, noi le arătăm tehnologia, chiar și învățăm și vor să meargă și mai departe, nu e nicio problemă. Suntem aici și putem să ajutăm foarte mult orașele și comunitățile în general. Ce se va întâmpla în acest an? Ce noutăți aveți din punct de vedere al tehnologiilor plasmatice? Păi, sunt în regie pozele, dacă se pot pune, ca oamenii să înțeleagă aceste 6 dispozitive, cum le prezentăm noi. Și din două în două luni, practic, este acces la o nouă tehnologie, la o nouă înțelegere. O să venim, vrem să, în primul rând, să simplificăm acest proces de reducere a curentului electric, acesta de să ne încălzim în casă, să ne procesăm afecțiuni și să avem o alimentație susținută în echilibru. Deci, iar mașina noastră să consume, bineînțeles, mai puțin. Și cumva noi vedem aceste 6 domenii, le vedem echilibrate cu unul sau toate dispozitivele. Cumva noi vrem să mergem la această variantă, asta e varianta ultima, uh-huh. în care încercăm să simplificăm, să simplificăm și să miniaturizăm uh-huh. Aceste metode de construcție. Dacă o să reușim, ne-am bucurat cu mai mulți oameni. După ce, aceasta fiind activitatea principală a festivalului, aceasta de a învăța oamenii să realizeze dispozitive mini și micro-magrav, noi o să începem și alte activități simultan, o să avem gansurile, reactoarele de gansuri speciale. În anul 2023, cu ajutorul comunității noastre, ne-am pus intenția să manifestăm reactoare de gans pentru nevoile lor. Da? Și atunci oamenii ne-au cerut pentru oase, articulații, tendoane și mânuri osoase. Și am realizat un reactor special pentru aceste afecțiuni. Apoi ni s-a cerut pentru partea de regenerare și îmbunătățirea zonei orale pe partea de stomatologie. Avem și acest reactor realizat și mai avem încă un reactor, cel de superinteligență. Deci avem 3 gansuri speciale. Urmează să mai realizăm încă un reactor pentru libido și creșterea potenței sexuale și urmează să mai arătăm gansuri speciale făcute pentru mama pământ și cam atât la capitolul gansuri. Deci, noi suntem în perioada de testare, testăm aceste gansuri, se găsesc la noi pe site. Practic, noi oferim ape plasmatice, iar aceste ape plasmatice se pot dilua în câțiva litri de apă și pot fi realizat, nu știu, câteva sute de, nu știu, 50, 60, 100 de pansamente plasmatice pot fi realizate din aceste. Deci, punem la dispoziție foarte mult substanță activă care poate fi folosită și pentru asta vrem să dedicăm chiar emisiuni speciale la Capital TV pentru a prezenta fiecare domeniu în parte de aplicare și să învățăm pe oameni în direct să realizeze, să învățăm cum am realizat noi reactoarele, ce ingrediente sunt, cum se pune, când se pune, când se recoltează și cum se folosește. Pentru că, iar metoda de folosire este una foarte simplă și pentru asta vrem să dedicăm fiecare subiect în parte și cred că o să începem în 2024 cu cel de oase, în care deja primim rezultate de la persoanele care au testat și de la centrele de sănătate, privim rezultate bune că oamenii și-au ajutat sănătatea, și-au redus afecțiunile, iar lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Atunci, dacă noi vedem că nu sunt, în primul rând, reacții adverse, noi atunci deschidem calea către cunoaștere pentru ceilalți, o să prezentăm la televizor, o să punem blueprint-ul, cum i-am obișnuit pe oameni acum cu blueprint-uri,
o să punem blueprint-ul reactorului cum se realizează și oamenii o să înțeleagă dacă pot și să realizeze acel reactor, noi o să le arătăm tot și ei dacă pot să replice, dacă au condiția, dacă au cunoașterea necesară, pentru că noi în acele reactoare avem alte gansuri speciale și le este destul de, o să le fie destul de greu celor care sunt la început de drum să realizeze exact cum am făcut noi acele reactoare. Pentru că în componența lor sunt ingrediente, în primul rând, patent selecționate, dar sunt și de o calitate înaltă. Deci am și tratat aceste reactoare cu gans la colegii noștri la Medterapii, la Râmnicu Vâlcea, unde avem o piramidă plasmatică și unde reușim să începem un proces de tahializare. Practic, aceste particule și aceste gaze nano le accelerăm și apar efecte mai rapide pe partea de recuperare de tratamentelor. Deci, noi o să mergem în paralel cu aceste informații de realizare a gansurilor pe partea de sănătate. Mai departe, în festival ne-am propus să mergem și pe partea de prezentări a terapiilor care nu au nevoie de gansuri. Da? Deci, noi fiind o asociație care studiază mai multe tehnologii, așa după cum v-ați obișnuit, noi oferim și partea fizică de în care oamenii să înțeleagă că această energie divină o pot manifesta, se pot juca cu ele diferite dispozitive, sau această energie poate să vină către tine și poți să înveți să o realizezi. O să avem, cred că la sfârșitul lunii, încă nu am anunțat, la sfârșitul lunii ianuarie, o avem pe colega noastră de la Cluj, doamna Maria Șandor, scriitoare, care a scris zeci de cărți și scrie în continuare despre conexiunile cu ființele de lumină din astral, care doresc să se conecteze cu noi, practic știința astrală, cum o denumește, plasmatică, cum vreți să-i spuneți voi, știința astrală se conectează cu știința terestră și vor urma cursuri pentru oameni care vor să se autovindece, adică Dumnezeu prin puterea divină îți va da posibilitatea, dacă știi să realizezi acel protocol foarte strict și foarte simplu, îți va da posibilitatea ca peste noapte să-ți recapezi starea de sănătate, să fii în echilibru. Lucrurile acestea o să punem foarte mult amprenta în 2024 pe partea de sănătate, fie că e vorba de dispozitive, fie că e vorba de conexiuni cu divinitatea. Pentru noi anul 2024 o să însemne un nou început în sănătate și în alimentație, în primul rând. Deci aici încercăm să-i pregătim pe oameni să se vindece singuri, să se conecteze cu divinitatea. Și Maria a pregătit un curs special pentru care tot o să-l organizăm de mai multe ori. Apoi, cursul al doilea cu Maria, deci terapiile luminii, pe care să sperăm că o să ajungă și Maria în București să prezentăm la Capital TV aceste cursuri. Terapiile luminii, tehnica Romaria, care a fost accesată și s-a propus Mariei ca să ne învețe pe noi, este o tehnică care se realizează împreună cu medicii din astral. Practic, sunt entități care sunt organizate în clustere, în ciorchini de energie, care reprezintă un anumit domeniu. Și noi ne conectăm și oamenii ori să învețe să se conecteze cu entitățile de lumină care reprezintă nucleul de cunoaștere din zona medicală și alimentație. Deci, oricine poate să se vindece, oricine poate să conecteze cu Dumnezeu, nu, indiferent de afecțiune, nu contează, afecțiunea chiar nu contează, pur și simplu Dumnezeu ne învață că boala, energia, practic, se poate transmuta în 2 secunde, în 5 minute, în energie benefică. Asta dacă noi știm, bineînțeles, cum să
apelăm practic la acest ajutor, e clar că noi suntem neputincioși. Odată ce avem o afecțiune în noi, înseamnă că suntem neputincioși, n-am înțeles anumite lucruri, cerem ajutor, ajutorul ne-a venit și acum se va face o grupă specială pe această autovindecare. Grupa a doua, pentru că va urma și a doua grupă, este pentru, probabil în februarie, o să fie pentru cei avansați, adică se formează o grupă, s-a format deja o grupă, care sunt persoane, oameni normali, care sunt nativ vindecători. Pur și simplu sunt printre noi oameni care comunică cu Dumnezeu, comunică cu ghizii de lumină, cu entități de lumină și reușesc de la distanță sau față în față să înțeleagă tipul de afecțiune și să verifice în primul rând dacă are posibilitatea să se proceseze acea afecțiune. Așa cum realizăm și noi aceste terapii plasmatice de la distanță cu dispozitivele avansate pe care nu să le arătăm, dispozitivele de sănătate Magrav, care sunt mult mai avansate. Aceasta este legătura noastră pe care noi o facem cu partea științifică, partea materială, să se înțeleagă că energie este peste tot și noi putem să transmitem această energie. Și există posibilitatea, cel puțin când am venit, o să vin din nou cu Roxana, o să am invitată, la fel și Maria, o să vă transmită ceea ce este deja scris în cartea Terapiile Luminii, tehnica lui Maria, care a fost lansată la Gaudeamus, în Timișoara și în București. În această carte apare menționat într-una din călătoriile pe care Maria le face în mod natural, nu intră nicio stare de transă, pur și simplu ea percepe informațiile la nivel de suflet și le scrie pe foaie. Și aceste consemnări au ajuns să fie menționate în cărți. Deci lucrurile pe care și le-am întrebat și de la echipa noastră de terapeuți, am întrebat-o și pe Maria, scrie și în carte, ce se întâmplă când vine o persoană și acea persoană nu aveți voie să, practic, să interveniți. Ce, cum percepeți voi, cum observați voi acel blocaj? Și Roxandra și Maria ne-au spus practic acest lucru și scrie în carte. Avem la nivel energetic, în amprenta noastră energetică, avem un semn. Semnul acela, noi suntem semne de cruce, adică oamenii care vin la întrupare aici au semnul cruci energetic deasupra capului. Dacă semnul este alb, acea persoană se poate interveni, nu este nicio problemă, este o ființă de lumină. Dacă semnul este alb cu gri, acea persoană se poate interveni, înseamnă că are foarte multe afecțiuni, s-a dus și într-o anumită zonă, să zic, mai malefică și în zona de lumină, dar se poate interveni. Persoanele care au cruce neagră nu se mai poate interveni. Deci sunt semne care divinitatea le pune în clar. Noi suntem practic la nivel energetic, suntem deschiși către persoanele care ne percep informațiile și pur și simplu noi de obicei când facem aceste terapii cerem o poză, pentru că prin poză se poate o poză mai nouă, o recentă, o poză, noi putem să vedem la nivel energetic de oriunde ar fi acea persoană, terapeuții pot să observe acel semn distinctiv. Și atunci putem să intervenim sau nu putem să intervenim, singur om spune, pentru că îi se vede amprenta energetică. Deci persoanele care o să facă al doilea cursul de avansați se vor selecta practic singuri. Vor fi doar persoane care vor observa câmpuri, văd câmpuri, lucrează în câmpuri sau sunt native. Sunt și persoane care nu sunt terapeuți, dar pur și simplu știu să facă, prin ei se fac vindecări. Deci se va forma o grupă specială de data aceasta, o grupă de terapeuți nativi, iar această grupă care se va forma este formată pentru a realiza procesări pe alte persoane, fără a avea scopuri economice sau comerciale.
pur și simplu exact cum am și prezentat în emisiunea trecută, cum facem și noi, dacă omul vrea să doneze, să doneze din inimă, este apreciat acest schimb de energie, pentru că și terapeutul are probabil factor de plătit, dar nu îi se mai impune un preț critic, sau dacă îi se impune un preț critic, este un preț pe care probabil și îl poate permite. Din discuții unul la unul, o să-l întrebi un om câți bani dispune și să nu-i faci un preț în care să iei toți banii. Deci întotdeauna va exista un echilibru. În cartea în care o recomand, Tehnica Luminii, sunt descrise aceste cursuri pentru cei avansați, o parte din detaliile care sunt date. Cursanții vor avea acces la informații foarte valoroase, informații care vin de la nivel dumnezeesc. Și, practic, va exista posibilitatea ca orice persoană să se vindece unul la unul, adică dacă suntem în aceeași cameră sau de la distanță. Sau se pot face prin grupuri de oameni, se pot face terapii, pur și simplu, de exemplu, un azil de bătrâni, se verifică toți oamenii, toți sunt pe crucea de lumină, să zic, și atunci se își dau acceptul și se pot face procesări de la distanță pe acel azil de bătrâni. Există o tehnică și, practic, există un bloc energetic în capul nostru în care terapeuții vor accesa, pentru cei care își doriți lucrul acesta, pentru stoparea procesului de îmbătrânire și pentru regenerare și întinerire. Deci există un punct energetic care doar terapeuții împreună cu medicii din astral îl pot accesa. O să vedeți în 2024 persoane care, în primul rând, întineresc sau persoane care nu mai îmbătrânesc. Ne putem reface sănătatea, putem să trăim pe această planetă sute de ani. Asta a decis divinitatea. Nu este nevoie să mai luăm medicamente, nu este nevoie să mai luăm, facem substanțe, dispozitive, absolut nimica, da? Decât dacă noi suntem, ne face plăcere, avem nevoie de ele. Dar prin această tehnică pe care i s-a dat Mariei, practic revenim la starea inițială și se poate lucra, nu avem, cel puțin din câte am citit în carte, nu există vreo afecțiune sau vaccinați sau nevaccinați care nu chiar la vaccinat se poate prelungi durata de viață a omului. Din câte am înțeles, la cei vaccinați există o situație în care nu știm exact ce efecte a avut vaccinul până atunci, până când se întâlnește cu terapia. Și este necesar ca oamenii să înțeleagă că este bun detox pe metale grele, să-l facă oricând, pentru că în mod natural metalele grele vor ieși. Deci se poate lucra tocmai asta este și misiunea celor care vor intra în acest grup de cercetare, grup de vindecare, pentru că Dumnezeu prin ei o să-i vindece pe ceilalți, indiferent unde sunt, atâta timp cât își dau acceptul, doresc și vor să se îndrepte practic către lumină. De fapt, asta este un nou început. Un nou început este către omul luminos, omul care nu mai este bolnav, omul care are cunoaștere, omul care nu mai poate să fie păcălit, pentru că are soluții și soluțiile le prezentăm iarăși un an de zile și încercăm să ridicăm nivelul de conștiință prin acest festival, încercăm să ridicăm nivelul de conștiință al românilor, în primul rând, pentru că suntem aici, în țara asta, și dacă se prind și alte nații că e interesant ce facem noi, nu e nicio problemă, avem și cursuri în limba engleză. Deci asta ar fi ceva nou cu care venim în, să zic, partea eterică, cam aici o includem pe Maria. O să avem probabil în vara anului 2024, o să avem un atelier de construcție, nu ieșim din construcții, suntem interesați de construcții, am terminat în decembrie atelierul de construcție a unui domn geodezic, am învățat și noi să construim casă, noi nu știam, noi știam doar să pregătim materialele, acum știm să și construim case, nu alte habitate, case cu izolații, cu tot ce trebuie și ne pregătim să construim case pentru comunitățile holistice. Există deja un proiect, Atlantea se numește, în Alba, colț cu Hunedoara,
unde sunt 12 hectare și acolo probabil o să vă invităm să parcurgeți un atelier de construcție a unei case plasmatice din pământ, din lemn, din ce o să se vedea acolo, pentru că viitorul nostru, cel puțin noi ne dorim să formăm astfel și să le susținem, bineînțeles, nu doar să formăm noi, dar să susținem astfel de proiecte, pentru că vrem să ne îndreptăm mai mult către natură și în oraș să lăsăm lucrurile echilibrate, să oamenii să consume mai puțin, să plătească mai puțin, dar noi tindem să ne îndreptăm către comunități, de a forma comunități holistice. Asta se va întâmpla și vedem că atragem aceste lucruri. Holotopia, un proiect foarte mare în care în orice țară o să se formeze aceste tipuri de, și unele sunt deja formate, tipuri de comunități care sunt autosustenabile. Deci, practic, noi intrând într-o astfel de comunitate, noi știm să producem multe, să avem multe resurse. Și să înțeleg că în Alba, colț cu Hunedoara, cum ai exprimat, se vor pune bazele primei comunități holistice? Da. Este construcția acestor... Terenul s-a cumpărat case, sunt și câteva case bătrânești, sunt și câteva familii, sunt vreo 3 sau 4 familii care s-au unit să cumpere așa multe hectare și o să începem să, începem să construim, să oferim cunoaștere în aceste comunități. Mai sunt și alte, am mai primit și alte, în 2023 am mai primit și alte oferte, doar că oferta a fost foarte scurtă, aveam un teren foarte, și este în continuare un teren foarte frumos în județul Brașov, colț cu Covasna, unde, la zona Mărișel, doar că mi s-a pus la dispoziție un teren cu ofertă foarte bună, dar răspunsul și organizarea să fie realizată în 30 de zile și cu cât sunt eu, zic eu, un organizator, dar n-am putut în 30 de zile să strâng și oamenii, să formez și comunitatea să realizăm acest contract de colaborare. Contează foarte mult și condițiile care ne sunt oferite, sunt mulți oameni care ne-au oferit terenuri, dar este nevoie să înțelegem și cum se realizează o comunitate. De ce vor oamenii să trece dintr-o zonă, să vină în comunitate, vin cu frici sau pentru ce vin acolo. Și lucrurile astea nu se întâmplă într-o lună de zile. Mai sunt colegi care nu vreau să îi las la surprize, da. Dar mai sunt colegi care s-au organizat în județul Sibiu și o să sperăm că anul acesta o să începem construcțiile și în județul Sibiu, asta dacă toate actele ies de la autorități și este tot în regulă. Mai este încă un teren pe care l-am luat în considerare în județul Dâmbovița, undeva la 2 hectare către pădure. Deci, ușor, ușor, oamenii au început să interacționeze cu astfel de oameni și o să începem să propunem când actele ies, când intențiile celor care au cumpărat se vor materializa. Probabil vor fi și invitații, uitați, mai sunt 2-3 ruturi de teren, dar direcția noastră pentru următorii 10 ani, noi ne-am propus cam din 2021 am venit cu această intenție. Momentan nu am reușit decât să învățăm să fim sustenabili. Nu am reușit să ne mutăm într-o comunitate, poate alți oameni vor reuși. De dacă au nevoie de cunoașterea noastră, noi cu drag vrem să le oferim această cunoaștere ca și ei să devină sustenabili. Dar o luăm așa, pas cu pas, am luat-o cu tehnologiile pentru că ai nevoie de să plătești mai puțin curent sau să te întreții cu agricultura. Construcțiile, iarăși, vrem să venim cu construcții, să zic, simple, geodezice sau alte tipuri. Sunt piramidele de făcut, sunt foarte multe, plus că avem și un centru de sănătate pe care la fel vrem să-l introducem în aceste proiecte, un centru de sănătate piramidal, unde aceste terapii fără atingere se pot realiza. Asta înseamnă că în aceste centre, în primul rând, sănătatea va fi un factor determinant de a produce prosperitate. Asta vreau să te întreb. Ce formă vor avea casele în aceste comunități holistice? Dacă vor fi numai sub formă de domn sau vor fi și alte forme? Vor fi case obișnuite?
Noi nu condiționăm oamenii sunt atașați de anumite forme, să-și construiască, nu decide noi lucrul ăsta, arhitectul și peisagistul practic decid tipuri de construcții în funcție de zona în care se construiește și pământul care noi ținem mai mult cont de unde vrei să construiești, pentru că s-ar putea ca unde vrei tu să-ți faci casa sau unde e lotul de pământ, mamă, din noi teren, acolo să fie o comunitate de alte entități care noi nu le vedem, dar ele sunt suprapuse planului fizic și dacă noi realizăm o construcție pentru comunitatea acolo, s-ar putea să ne deranjăm lor energia. Și atunci ce facem? Ne mutăm noi sau se mută ei? Deci, noi aici suntem, vrem să fim intermediari, consilieri, dar nu venim să impunem. Iar cele mai simple sunt, bineînțeles, casele tip A, sunt foarte simple de realizat și rapid. Costurile sunt micuțe. Aceste case rotunde, noi avem o altă tehnică, nu construim pe lemn, construim pe ciment, ciment plasmatic care se întărește, se face rapid. Avem o altă tehnică de a construi, două geodezice pe lemn, asta e clar, piramide, iar se pot construi foarte, foarte rapid și casele hexagonale, iar le vedem foarte benefice. Stilul nostru de construcție, adică nu vrem să-l impunem, dar stilul pe care noi îl prezentăm, sunt casele modulare. Adică într-o parte ai dormitorul, culoare de trecere, ai WC-ul și bucătăria, culoare de trecere, ai următoarea cameră. Nu mai vedem necesar să locuim sub aceeași acoperiș unde avem și WC-ul și hrana fizică și dormitorul. Pentru că noi înțelegem energiile, le vedem cum se manifestă și vedem că nu sunt beneficii toate lucrurile acestea puse sub același acoperiș, decât dacă omul chiar nu își permite, atunci e nevoie să condiționăm practic acele zone. Dar e nevoie să luăm considerare, mai ales în comunități, totalitatea, tot ceea ce se întâmplă și factorul determinant nu sunt construcțiile, nici tehnologiile. Factorul este sufletul omului, pentru ce vine el să depună energie acolo, care este misiunea lui. Misiunea noastră este clară, e prezentată, dar nu știm cu cine interacționăm și la fel verificăm oamenii care intră în comunitate, care noi interacționăm pentru că învățăm foarte multe lucruri, vedem ce cruce poartă. Corect. Poartă crucea asemănătoare cu a noastră de lumină, automat nu intrăm în rezonanță. Și nu putem să fim păcăliți. Adică foarte mulți oameni vor încerca să intre în astfel de comunități, dar voi vin cu alte intenții, au alte cruci în spate. Și noi știm lucrul ăsta și în față poți să fii cel mai drăguț om și cel mai serios, dar la nivel energetic noi știm că acolo tu ai alte scopuri cu noi și tu vrei să te infiltrezi ca să distrugi practic un proiect de lumină. Tocmai de aceea noi vom ști din start oamenii care și vor selecta foarte rapid, pentru că colaborăm cu oamenii care văd energiile și suntem o carte deschisă. Noi ne-am obișnuit să fim așa secretoși unii cu alții, dar la nivel energetic totul se știe despre absolut oricine. Da. Spune ceva mai devreme despre acele centre holistice pentru sănătate, în care veți aplica aceste tehnologii plasmatice în beneficiul sănătății oamenilor. Poți să ne spui mai multe? Am invitat în 2023, am invitat centrele private de sănătate, am invitat terapeuții care colaborează cu centre private de sănătate, de medicină alternativă și complementară. I-am invitat să colaboreze cu noi, avem mulți oameni în grup care sunt terapeuți, avem colegi care sunt doctori, da, sunt și cadre medicale și am invitat și pe ei să acceseze această opțiune, aceea de a testa aplicațiile noastre pentru sănătate și alimentație. Cu câțiva am reușit să facem o colaborare, este vorba de Natalia, care reprezintă un centru în Vatra Dornei. Este vorba de Marlena, care reprezintă un centru în Piatra Neamț.
Și mai este Cristian care, cu Ramona, care au două centre în București și Sibiu. Deci avem patru orașe, cu aceste patru orașe am început, practic. Noi ne-am propus următorul lucru. Noi, ca și asociația, având scopul să facem cercetare, haideți să facem cercetare asupra gansurilor speciale pe care noi le realizăm pentru oase, superinteligență și așa mai departe. Iar ei au primit aceste aplicații de la noi cu protocoalele de folosire, iar ei testează, având și aparatură medicală și aparatură de biorezonanță, ei testează aplicațiile și urmăresc efectele pe aceste aparate, iar ei ne transmit înapoi rezultatele, iar noi prezentăm aceste rezultate publicului larg, ca oamenii în primul rând să înțeleagă că tehnologia funcționează dacă știi să o realizezi, iar noi, prezentând aceste testimoniale publicului, noi ne vedem după aceea obligați să punem la dispoziție metodele de realizare a celor substanțe, ca și alți oameni să înțeleagă ce am făcut noi și cum am făcut noi, poate vor și să facă noi, neavând scopul acesta comercial. Atunci pentru noi este foarte simplu să lucrăm pentru beneficiul oamenilor. Ne dorim să facem colaborări cu mai multe centre de sănătate în mai multe orașe, să avem practic o rețea plasmatică privată de sănătate și alimentație, pentru că din câte am observat și informațiile care ajung în asociație, se pare că românii se fac bine și nu există efecte adverse, asta în primul rând, pentru că oamenii au aplicat terapeuții, aplică corect și se întâlnesc efecte benefice asupra sănătății, ceea ce pe noi ne bucură, să vedem că o pungă pusă pe picioare putea scăpa de operație. Deci, nu vreau să intru aici în cazuistică, pentru că nu e subiect, probabil o să discutăm pas cu pas în emisiuni dedicate, dar centrele de sănătate au acum încă o soluție la aceste afecțiuni pe care de obicei nu le mai poți trata sau le tratezi foarte greu. La noi este foarte simplu și tratarea și aplicarea și plus că și înveți, dacă te dedici așa de mult, poți să înveți tu să devii tu terapeutul tău. Deci pentru cei care sunt încă în plan fizic și nu vor să învețe cu Maria tehnica să se vindece singur, nu au încredere, au alte situații, nu e problemă. Au posibilitatea, bineînțeles, să se ducă la centru și facă analizele și urmează protocolul de sănătate, urmează iarăși analize și se vor vedea îmbunătățiri. Asta este clar, asta cel puțin ceea ce vedem și ne dorim să avem astfel de centre colaborări cu în orice țară chiar, pentru că lucrăm și cu cei din Liban. Am fost contactat și de asociații care sunt în afara României și colaborăm și cu asociații care sunt în afara României. Deci ne dorim și în Republica Moldova să există colaborări, cum suntem și cu cei din Bulgaria, în contact și cu alți colegi din alte țări care în privat le punem la dispoziție multă cunoaștere, Filipine, Vietnam. Sunt colegi de noștri care nu avem această barieră pentru că vorbim limba engleză, cu toții ne întâlnim pe limba engleză și învățăm cum să aplice această cunoaștere. Ei știu și ei ceva, ne transmit și ei ceva, învățăm și noi de la ei și pe acesta considerăm că, nu știu, 10-15 ani urmând acest drum de oferire a cunoașterii, eu cred că România, nu cred că o să mai existe foarte multe spitale. Sau vor exista doar spitale de urgență, dar și la nivel de urgență o să avem acolo aplicații și nu o să fie nevoie de spital. Noi, practic, generăm materie primă, dispozitive, substanțe pentru un spital întreg. Și asta fac oamenii pentru că i-am învățat. Sunt mii de oameni, din ce observăm, mii de oameni care sunt atrași de această tehnologie sau de ceea ce prezentăm și ne iau informațiile și ne bucurăm și le aplicăm familia. Dacă vedeți că scad prețul la medicamente, dacă vedeți că oamenii nu se mai duc la doctor, înseamnă că oamenii au soluții. Doamne ajută, așa să fie. Și plus că putem să lucrăm de la distanță. Deci, pe lângă că oamenii
după au această deschidere de a face ei tehnologia de a o replica, mai sunt și alți oameni care nu au posibilitatea și atunci își dau acceptul și lucrăm de la distanță, indiferent în ce țară sunt. Sunt în Germania, sunt în Malaezia, nu contează. Energia ajunge și acolo și acolo, în timp instant. Înțeleg că vă veți îndrepta sau lansați mesajul ca cei care se ocupă de terapii alternative, de vindecare, terapeuții, care au acest dar, acest har de a intermedia vindecarea, să se îndrepte cumva către voi pentru a folosi aceste tehnologii, nu? Din câte am înțeles, e foarte greu să pui mai mulți terapeuți la un loc și mai ales într-un grup, pentru că fiecare are ego-ul lui și fiecare vine cu tehnica lui. Tehnica lui e cea mai simplă, cea mai complexă sau cea mai rapidă. Și cea mai mare provocare este să pui 5-7 terapeuți la un loc să vorbească aceeași limbă, să folosească aceeași tehnică. Pentru că mai ei vin și cu alte informații. Nu ni s-a transmis și în carte, e transmis foarte clar cine sunt sufletele care vor veni la terapiile pentru cei avansați și, în primul rând, sunt sufletele care au fost inițiate de Iisus, fratele Iisus, sau verișorul altora, și sunt discipolii apostolii, deci sufletele care au fost în perioada inițiată de Iisus, pe unde a fost Iisus, prin ce țări s-a plimbat și pe cine a inițiat, cei care se regăsesc acum, în special în România, vor veni sub îndrumarea Mariei, vor veni să practice această tehnică, deoarece este o misiune în spate, nu este doar o tehnică, se va face și un centru, din câte am citit în carte, se va face și un centru, un puternic centru energetic la Cluj, pentru că sunt foarte mulți oameni care așteaptă deja, din câte ne-am conectat, așteaptă această deschidere. Și în momentul în care, hai să zic, la sfârșitul lunii februarie, poate o să fie realizat următorul curs pentru cei avansați și noi iar în aceasta să întâlnim rezultate în care oamenii să spună că au, de la distanță s-au făcut bine. Plus că se fac ei singuri, cei care sunt la primul curs, dar cei care nu sunt avansați și se poate lucra pe ei, pentru că grupul va primi cazuri pentru vindecare, pentru testare, să vedem cât de bine te ține tehnica, cât de bine păstrează ei conexiunea cu divinitatea. Și în momentul în care începem să prezentăm aceste cazuri publicului, și nu or să fie puține, or să fie multe cazuri, pentru că 7 terapeuți înseamnă 7 cazuri rezolvate într-o zi. Deci nu sunt 3 să vii de 10 ori, să faci de 15 ori lucrurile. Când sunt date la acest nivel, sunt lucrări dumnezeiești. Da? Deci nu mai te poți spune tu împotriva ceea ce a venit deja. Maria a fost inițiată în 2023 pe toate aceste tehnici, deci ea are deja inițierile primite și în momentul în care noi o să lucrăm și o să punem oamenii să vorbească, uitați analizele de la doctor, și tu stai în casă și îl primești pe Dumnezeu la tine în casă, ce mai poți să faci? Dar bineînțeles, este nevoie și de psihanaliză, de psihoterapeut după aceea, pentru că noi vedem și cu gansurile și cu tot ceea ce facem, cu toate tehnologiile acestea, da? Noi ajutăm pe oameni. Oamenii se ajută, dar ei după aceea pun ceva înapoi, pentru că aici iarăși ne întoarcem la scopul festivalului, adică ei își deschid inima, se întorc către cei care i-au ajutat un fel și chip cu ceva. Nu știu lucrul acesta. Ei își vor schimba cursul vieții, adică nu mai fac lucrurile care i-au adus în această stare de sănătate, de frecvență joasă. Își vor schimba dinamica. Vor începe ei să susțină lucrurile care au venit, care sunt în România, pe zona aceasta de vindecare cu lumină sau... Adică ce vedem ca și viziune este că se va forma un nucleu energetic din oameni care au fost ajutați și poate din acești oameni care vor să fie ajutați, poate sunt și oameni care au potențial de manifestare financiară, da? Și atunci unul o să zică, păi stai un pic că mi-ai făcut bine familia, mi-ai făcut bine pe mine sau pe X, pe Y,
și uite câți bani am eu. Adică folosesc banii ăștia, uite, folosiți voi banii ăștia pentru ce credeți voi, pentru proiectul vostru, pentru că eu cred în proiectul ăsta. Și atunci ușor, 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 din resursele noastre proprii, din fiecare ce avem în cap, nu avem nevoie de stat, nu ai nevoie nimic, l-ai pe Dumnezeu, de ce mai ai nevoie? De cine pui pe? Iar punem primul ștampila, pe cine pui ștampila? Lasă, mai pui, îl iau pe Dumnezeu, văd eu care treabă și facem, mă duc eu cu ștampila cu ce vreau, dacă vreau. Da. Dar nu am pe cine. Tocmai de aceea, oamenii o să crească la nivel de conștiință, nu știm la această emisiune, acestea și tot ce facem noi, și Maria, și cărțile pe care le-a scris, la câți oameni o să ajungă. Dar eu vă zic că în 5 ani de zile în România multe lucruri se vor schimba în bine, suntem ocrotiți, înțelepții neamului sunt acolo, păzitorii, veghetorii sunt acolo, toți așteaptă să ne conectăm cu ei, toți așteaptă să ne dea informații, toți așteaptă să recunoaștem că deasupra noastră există alte înțelegeri care noi le putem accesa în funcție de nivelul nostru de cunoaștere. Și atunci nu mai stăm cu telecomanda în mână, hai să stăm cu ochii închiși. Mai bine stai cu ochii închiși și te conectezi cu cine simți tu că e de frecvență înaltă. Da. Asta o să înveți oamenii tehnici, 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 tehnici. Nu știu exact să vă spun cât o să coste, cum o să coste, dar o să vedem cazuri oamenilor să învețe ei să devină medici, să se vindece. Nici doctorul nu te vindecă, Dumnezeu te vindecă. Corect. Noi chemăm doctori, chemăm asistente medicale, chemăm cadrele medicale la aceste cursuri de avansați. De ce? Pentru că noi am spus de oameni nativi, da? Nativi, tu vindeci prin ceea ce ți-a fost dat, prin tine se întâlnești în canale și în vas de comunicare. Dar medicul, el este foarte ancorat în planul fizic. Poate sunt și medici, avem și noi medici care sunt și doctori care sunt deschiși spiritual, da? Dar cel care e ancorat în planul fizic, el a făcut un jurământ să-și ajute semă, da? Are, cred că, jurământul Socrate. Hipocrate. Hipocrate. Bun. Și el și-a dat deja intenția cu acceptul lui. Și pe acea intenție, medicii din astral, el învață tehnica care se face acolo și el face bine omul de pe partea de pat de moarte. Nu mai ajunge la operație, nu mai nevoie să la operație. De ce? Pentru că tu înțelegi energiile și dacă înțelegi energiile, nu mai deschizi acolo să tai cu bisturiu, să faci și ce să... Intervenții de urgență. Da. Asta e la ei, asta am învățat. Da. Hai să învățăm da. Altceva. Hai să învățăm totalitate. Și aici o să fie interesant când o să apară, sunt deja... Când m-am întâlnit cu Maria la Gaudeanu, la București, mi-a zis că a fost o doamnă medic care a citit cartea, a aplicat, avea un caz foarte grav și s-a făcut bine. Într-o săptămână, și mai sunt 3 zile, știu, a aplicat, a făcut bine. De, și atunci când o să vină doctor să recunoască, uitați ce se întâmplă, nu trebuie să ne arăte nimeni China că fac ei de acolo, ei deja fac acolo, da? E o medicină chinezească. Tot același lucru și aici, doar că ei au înțeles și o aplică... De mii de ani, de chiar. De mii de ani, da. Noi ce facem acum? Hai să referim așa ușurel, ușurel la starea naturală, ia uite bisturii, uite lasă, uite, tot e aici. Dar nu le folosim. Acum o să învățăm să folosim, bineînțeles, cu cei pregătiți, în valuri, valuri. Tocmai de aceea o să și continuăm aceste prezentări, da. Presiuni către o conștiință înaltă. Facem o presiune ca omul să se trezească, să nu mai vadă că doar ce e fizic este baza. Pe noi ne interesează ce e deasupra fizicului și acolo sunt mai multe înțelegeri. Da, cred că e corect spus și presiune, dar zic să lăsăm lucrurile, să se întâmple în ritmul firesc în care... Este un ritm firesc, dar nivelul de cunoaștere pe care noi îl oferim creează o presiune asupra lui, pentru că tu îi spui omul, uite, te iau de aici, asta e a Marie și eu noi nu îți arăt că uite, e așa. Păi cum? Să pare chiar mai mic. Mai culcă-te un pic, mai lasă lucrurile să se așeze și vei înțelege lucrurile astea. De-aia zic că noi împingem cunoașterea, punem pe masă, uitați, asta am făcut noi în 2023, voi învățați în 2024. Și în 2024 ce am învățat în 2025. Dar arătăm așa de multe lucruri și pot fi replicate de oricine, ci cursurile și tot ce se va întâmpla, încât oamenii automat vor veni către cunoaștere. Omul se hrănește cu cunoaștere. Și atunci, poate, Capital TV o să fie un post mai urmărit din
market decât să intre și în toate canalele de televiziune. Așa ne dorim să fie, Doamne ajută, spre binele tuturor, tocmai pentru ca să împărtășim această cunoaștere către cât mai mulți oameni. Da. Apropo de împărtășit și de cunoaștere și de proiecte noi, ce se va întâmpla, ce pregătește Fundația Cash la anul 2024? Cu ce noutăți vine către noi? Dacă noi reușim să facem atât de multe lucruri, gândiți-vă la ce nivel o să fie prezentată tehnologia în 2024. În primul rând, o să se anunțe în China. Urmează China, Republica Chineză, Populară Chineză. Oficial a primit această tehnologie, o studiază, o cercetează, o replică, o comercializează și are scopuri economice. Ei sunt interesați în domeniul spațial, vor să colonizeze planetele, nu doar Luna. E un program până în 2030, împreună cu Fundația Cash, și, bineînțeles, să rezolve diferite probleme de mediu, agricultură, da, deci ceea ce se mai poate rezolva cu tehnologia la ei în țară. Deci să facă și bani din asta și chiar invită alte state să facă și bani să-și rezolve și problemele în țara lor. O să fie realizată pe o insulă, din câte am înțeles, o să vedem o conferință în care o să fie prezentată nava spațială și sistemele auxiliare, pentru că navele spațiale sunt în manufacturare încă din anul 2022, ne arătau nouă poze în China, și sistemele auxiliare, pentru că chinezii, cât am înțeles din tehnologie, au făcut ei sistemele auxiliare, dar nu au făcut combustibilul, nu aveau acces, nu aveau cheia, adică ai toată mașina, dar n-ai combustibilul. Și Fundația Cash, bineînțeles, realizând parteneriat cu ei, atunci le-a oferit și combustibilul și urmează să... La sfârșitul lunii februarie urmează să fie realizată o conferință special pentru chinezii care nu pot să iasă de la ei din țară. Da? O să fie undeva la 3.000-4.000 de chinezi, plus persoane din alte țări care vor participa la această conferință unde se arată sistemul auxiliar pentru zbor. Și cred că o să se arate și sistemul OASIS, un sistem nou în care poate să producă apă, poate să producă electricitate, poate să producă gaze, deci este o cutie autosuficientă care produce din câmpuri cu ajutorul nanomaterialelor, gansurilor, a tehnologiei care este înăuntru, poate să producă, pur și simplu te duci cu ea pe un vârf de munte și acolo ai gaz, ai electricitate și ai apă. Cu alte cuvinte, vom rezolva marile probleme ale omenirii în ceea ce privește resursele. Da, da. Bineînțeles, tehnologia este mult mai avansată, este și, să zic așa, replicatorul pentru orice tip de materie. Dacă dispozitivul se dorește a materializa cupru, va materializa cupru. Dacă vrei să fac aur, face aur. Deci poate să fie setat pentru orice tip de materie cunoscută, materie solidă, materie lichidă, deci nu există nicio problemă pentru Fundația Cash, au această cunoaștere. Deci asta o să se întâmple în China, plus alte surprize, să vedem ce o să se mai arate. Aceste căști, practic există un set, sunt niște căști mari care vin pe cap, asta e în forma lor, o să le miniaturizeze, de câte am înțeles, le-am prezentat la conferința de la Londra. Iar acest sistem agraf, se dorește a fi o soluție pentru poporul chinez, pentru că ei sunt mulți, nu au mâncare, pentru că sunt, și atunci importă foarte mult, în general importă foarte mult grâu din America. Ca să rupă legătura cu America, să fie ei autosuficienți, Fundația Cash le-a propus să treacă la alimentație energetică. Adică se trimite pe satelit o informație plasmatică, satelitul o trimite către unde ai tu aceste căști. Se poate face prețele și prin telefon și prin aplicație, deci lucrurile sunt foarte avansate. Asta înseamnă că utilizatorul poate să primească informație și energie și dacă vrei, pur și simplu mai vrei să mănânci ceva, setezi pe aplicație ce vrei, pizza,
bun, vrei să mănânci pizza, atunci îți vine energia și e ca și cum ai fi mâncat pizza, adică pur și simplu, cred că poți să ții și gustul. Se găsesc astfel de, se pot testa aceste căști la Fundația Cash, pe site. Asta însemna trecerea la un alt nivel. Adică, gândiți-vă că milioane, că sunt miliarde, că sunt chinezii, nu știu, că sunt lasă mulți, ei să ajungă să-și reducă consumul de mâncare folosind ce? O tehnologie și să rămâi sănătos, să ai în continuare să funcționezi perfect. Și asta înseamnă un mare salt de cunoaștere. Și Fundația Cash le-a propus, pentru că în spațiu, fiind programul spațial Cash pentru chinezi, le-a arătat, uitați, în spațiu, nu consumă nimic. Corect. Pentru că nu se jnava în ceea ce propune și sufletul ei, practic, se conectează cu sufletul tău și primește această informație. Hai să facem aplicație și pentru pământ aici. Și pentru pământ o să fie căști. Probabil se conectează la telefon și primești informația că ai nevoie de sănătate, că ai nevoie de... ai o afecțiune, atunci setezi cumva aplicația și vei ajunge prin sateliții lor, pentru că asta e important să se lucreze de guvern, guvernul are satelit, și atunci trimite de la serverul principal, trimite informații către utilizator. Deci asta iar o să fie o noutate și o să se meargă pe această variantă. Există deja sesiuni care se fac cu aceste interacțiuni, practic, de comunicare, așa sunt ele numite, nu le spun nici sănătate, nici alimentație, sunt dispozitive de comunicare. Că comunici cu alte ființe sau comunici cu neamurile care nu mai sunt în plan fizic, este tot o comunicare de când voi. Aceste sesiuni se fac și pe Zoom. Fundația Cash are un pachet, practic, în care în fiecare lună dezvolt aceste comunicări și procesări cu ajutorul Zoom-ului, se pun căștile de la căști normale de telefon, cu fir de data asta, deci totul merge prin fir, se pun și se fac sesiuni de o oră, două ore, trei ore, depinde cât e pentru fiecare procesare, și există și partea de prevenție, adică oamenii o dată sau de două ori pe an folosesc aceste sisteme prin Zoom și nu au nimic, deci nu se aude nimic, dar pur și simplu primești foarte multă informație. A fost realizat și în luna decembrie o sesiune gratuită pentru cei care au participat la aceste ateliere de joi. A fost într-o joi, înainte de Crăciun, unde persoanele care au asistat, a fost timp de o oră jumătate, persoanele care au asistat la această sesiune de procesare, de conexiune, de comunicare, au resimțit efecte. Pur și simplu simți această energie care vine, ești conectat cu ea și poți să o folosești, depinde și de intențiile tale. Deci se va merge pe terapii non-fizice. Asta urma să te întreb. Practic, prin aceste căști și prin această tehnologie, noi ne vom spune că vom putea comunica inclusiv cu ființele care nu mai sunt. Cumva cei plecați pe linie transgenerațională. Și înțeleg că prin această comunicare noi vom putea să vindecăm toate acele traume transgeneraționale? E posibil și asta? Da, asta se va vindeca acum și cu tehnica Romaria. Sunt patru tipuri de cazuri, pe transgenerațional, pe fizic, pe emoțional, pe spiritual, deci oricum se verifică informația asta unde este cea mai mult atașată, dar există posibilitatea dacă omul să revină la starea lui inițială prin diferite tehnici și dispozitive, tehnologii. Iar tehnologia, cel puțin ce folosim noi, suntem undeva, să zic, 9G, poate 10G, încă nu avem aparatură de laborator, pentru că ce înseamnă geurile astea, înseamnă comunicare, cât de rapid este și ce tip de informație poți să pui tu. Iar aceste căști nu doar comunică, tu comunici la nivel telepatic cu altcineva care are aceste căști, da, poți să faci, dar tu te poți teleporta dintr-o parte în alta unde e sau el se poate teleporta către tine, da. Asta înseamnă geurile, cu cât poți să aduci informație, să o transmiți și din materie către câmpuri și iar în materie, cumva
opțiunile astea în viitor, cel puțin în următorii 50 ani, Fundația Cash propune sisteme mobile de transmutare. Pentru că o să intrăm în niște cabine de duș și o să ieșim în altă cabină de duș pe Venus sau pe Luna. Asta se lucrează și vor să facă, nu cabine, vor să facă zone mari de teleportare, de transmutări, să numesc la noi, în care fiecare își pune căștile și atunci s-au dus unde dorește să fie poziționat. Vrem să mergem în excursie pe Venus. Da. Ok. Veniți pe platforma asta, puneți-vă căștile și... În următorii 10, 20, 30 de ani se va duce tehnologia către această zonă, pentru că ei deja o au, guvernele acum deja sunt interesate, sunt foarte multe conexiuni la nivel privat, secret, nu se dorește a ce guverne mai doresc, dar odată ce chinezii deja au dezvoltat și invit alte țări să dezvolte și ei această tehnologie, să fie pace pe pământ, practic, dacă faceau diamante curent, apă, corect. Te învățăm și pe tine să le faci. Asta și noi încercăm cu festivalul să impunem, nu să impunem, să le arătăm autorităților că avem cunoaștere, că lucrurile pot să fie foarte armonios făcute și în România. Iar următoarea conferință o să fie în Iran. Deci din China se mută în Iran, unde acolo vor să arate, în China vor să lucreze cu cei din domeniul militar, să arate nava spațială și așa. Iar în Iran probabil o să arate și acolo nava spațială, acolo ei sunt foarte avansați în domeniul spațial, iranienii, că eu cred că sunt cea mai avansată nație. Și sistemul de teleportare. Asta vor să arate, pentru că la ei se studiază la universități, ce prezentăm noi aici la Capital TV, ei studiază în universități. Și o să ne invite în Iran, unde o să prezinte o conferință, unde o să se arate iarăși tehnologia, cum a evoluat ea și care este stadiul actual. Probabil și la aceste sisteme cu căști mai mari o să devină cu căști mai micuțe, și beneficiile care se aduc în urma aplicării acestei tehnologii. Cam astea. Apoi am înțeles că s-ar putea la Australia sau Brazilia, încă n-au anunțat ceva sigur, dar ceva sigur este doar pentru China și pentru Iran. Cine vrea să vină să-l vadă tehnologia în China, o poate face, nu aveți nevoie de viză. O să fie organizată pe o insulă în care doar te duci pe insulă, pleci de acolo, deci practic nu interacționezi cu alte orașe, ești în siguranță acolo și se va face transportul și accesul se va face foarte ușor, atâta timp cât oamenii care merg în acea perioadă pe acea insulă sunt doar cei care au bilet la conferința tehnologiei spațiale. Foarte interesant. Poate se folosește chiar tehnologia pentru transportul lor. Să sperăm că avem și eu români care ajung acolo și să ne ori în Iran, ori în China să ne anunțe. Urmează în Londra să se realizeze, presupun, o zonă de expoziție a tehnologiei, cum a fost în Linz, cea din Linz s-a închis. Și atunci urmează Londra ca zonă de expunere a tehnologiei în zona noastră europeană și cea mai multă tehnologie probabil o să fie și ce o să arate, ce o să plece foarte mult din China. Acolo sunt invitați cercetători în diferite domenii, se pun la dispoziție peste 100 de laboratoare pentru a studia această tehnologie și pentru a o implementa în foarte multe țări și se pun la dispoziție resurse materiale foarte mari în cercetare. Și să sperăm că lucrurile vor ajunge să fie cunoscute de cât mai multe guverne. De fapt, cumva guvernele știu despre această tehnologie, presiunea este pe ele, pentru că ce învață chinezul, noi știm deja, sau ce știm noi, ne învață chinezul, cumva se face mereu un schimb, lucrurile sunt foarte rapide cu ajutorul internetului și guvernele trebuie să țină pasul cu noi, pentru că noi arătăm foarte multe lucruri și îi obișnuim pe oameni să devină ei sustenabili. Și ce vedem este că la un moment dat o să apară guverne, cum a fost și guvernul chinez, care au zis gata, hai că e momentul să acceptăm că lucrurile deja... Noi nu știm ce fac oamenii cu acest, noi zicem la oameni, uitați, folosiți două dispozitive, dar oamenii pot să creeze alte câmpuri energetice foarte puternice, care nu știm ce fac cu acele câmpuri, ce blochează aceste câmpuri, au și ele o rază,
ce se întâmplă dacă ai, ți-ai creat, nu știu, câte dispozitive din câtă cunoaștere ai tu și blochezi, nu știu ce, un releu, un ceva. Uh-huh. Mai de aceea, noi le transmitem autorităților să se conecteze cu noi. Pentru că e mult mai simplu să te conectezi cu noi, cu Fundația Cheie, să te asiguri, să faci cercetare oficială, cercetare fundamentală, cu specialiști în domeniu, cu cei de la Politehnică, cu cei de la universități, în fiecare oraș, și să vezi rezultatele. Dacă nu, oricum, noi, site-ul nostru este în continuare accesat, oamenii au învățat să le ia informația din gură în gură, deci nu facem decât să susținem în continuare un nou început, că despre asta este vorba, un nou început care nu se va sfârși, pentru că cartea în continuu se deschide cu noi informații. Corect. Ar fi ideal ceea ce spui tu, să existe o colaborare cu guvernul și să existe intențiile benefice pentru români și pentru omenire în mintea celor din guvern, astfel încât, da, aceste tehnologii să fie folosite la scară mare și în beneficiul oamenilor. Ar fi ideal, dar în ce măsură e posibil să se întâmple asta? Ce lucrurile care vor avea loc pe planetă vor fi foarte mari în următorii 5 ani. Din cauza acestor schimbări, nivelul de conștiință va crește și oamenii nu vor mai accepta ei pur și simplu prin rezonanță. Da? Deci noi oricum ne mai ducem la vot, nu mai rezonăm cu lucrurile astea. Deci automat e nevoie de cineva cu care noi să rezonăm, să avem încredere. Și o să apară oameni care, o să oameni din popor care, în care o să avem încredere, care vor aduce schimbările astea. Uh-huh. Nu doar vor spune, chiar vor și face. Uh-huh. Noi și mâine ne-am apucat să salvăm țara asta de la orice problemă ar avea și mâine Fundația Cheie ar fi alături de poporul român să realizeze nave spațiale, să realizeze teleportări. Și noi, restul, că suntem, ar munci, cum zic eu, 5.000 de oameni și restul concedii. Da? Nu este nevoie să mai muncim. Oricum, nu cred că muncesc mai mulți în România, în ce mai fie spus. Da. Dar, da, sigur că da, cred că cei care muncesc acum ar realiza cu totul alt nivel de bunăstare la nivel de populație, dacă s-ar folosi aceste tehnologii inteligente. Ce mesaj aveți din partea, adică ce răspuns ne deți din partea guvernului? Există așa semnale că s-ar apropia cumva de aceste tehnologii? Semnale sunt întotdeauna, atât timp cât te-au lăsat să promovezi, să o dezvolți și nu ți-a pus bețe în roate, e clar că semnalul e clar că nu au ce să facă, atât timp cât ești corect și afectezi, practic. Din contră, tu încerci să ajuți. Schimbarea nu este la noi. Noi nu vedem schimbarea la guvern. Noi o vedem în noi, în oamenii care pur și simplu au rezultate și prezintă aceste rezultate. Nu prezintă rezultatele nimeni, nu știe care rezultate, e clar. Schimbarea, noi nu vedem că vine din țară, noi vedem că vine din exterior, pentru că atât timp cât guvernul chinez studiază și îți propune pe cale diplomată să îți propune această tehnologie, mai sunt americanii care cumva acolo este cheia, pentru că tehnologia ar fi mai bine promovată, dar când jumătate de planetă aplică această tehnologie în secret și deja încep să se facă colaborări oficiale, nu este nevoie decât de puțin curaj în care să zici, uite, vreau și să fac o colaborare, nu cu tehnologia, vreau să fac o colaborare cu guvernul chinez. Da? Și atunci putem să ne luăm partener, guvernul chinez, uitați, faceți și voi acolo, vrem să facem și noi aici, acum uitați, avem și noi oamenii ăștia, știu și să facă ce faceți voi și învățăm unii de la alții. Scopul este de, noi spunem, de unificare a cunoașterii. Peste tot, toată lumea să aibă această cunoaștere, indiferent că e guvern, indiferent că e academician, nu ne interesează. Dar ca această schimbare să apară cât mai rapid,
poate să apară de la investitori, în primul rând. Investitorii privați pot să realizeze, să-și facă business din lucrul ăsta și așteptăm să discutăm business. Sau guvernul poate să vină să discute business. Să spună, ia, spuneți voi ce ați înțeles, doar că vedeți, noi vedem totalitatea. Iar când vezi totalitatea și vezi că deasupra deputatului mai este încă un strat de energie, deasupra președintelui mai este un strat de energie și deasupra stratului acela mai vedem niște rase și niște alte interese și intenția noastră este acolo. Dacă noi ne schimbăm emoția, aceste straturi de energie se disipă, pentru că este noi, puterea noastră creatoare este mult mai mare decât ceea ce își doresc ei, pentru că noi suntem majoritari. Tu când ești majoritar, tu decizi lucrurile astea. Dar e nevoie ca tot să-și aducă acea emoție de manifestare. De-aia învățăm manifestări cuantice, de-aia învățăm lucrurile să ne poziționăm pozitiv. Ei vor să te tragă în jos, că nu ei. Cei de sus, de deasupra, de deasupra, de deasupra lor. Și noi spunem, hai să nu mai mergem acolo, că am mai mers și nu mai mergem, am mers mii de ani. Da, și noi avem lucrurile astea și suntem și ajutați de alte entități care vin să completeze aceste straturi de energie, să fii și protejați, să nu mai fim așa ușor de atacați, vine o rasă la tine pe pământ și face dezastru că așa vrea. Atunci, noi înțelegem lucrurile astea. În cine stă schimbarea? În tine stă schimbarea. Nu stă în X și Y. Emoția ta. Tu dacă înveți să-ți manifesti, cum am zis, manifestări cuantice, în fiecare zi să-ți aduci lângă tine lucruri care să-ți aducă evoluție, prosperitate, abundență, iubire, pace. Recunoștință. Recunoștință. Păi cum să nu-ți dea Dumnezeu ție? Păi tu te vei muta singur, nu trebuie să se mute, să se schimbe țara. Tu pur și simplu ne printăm a doua zi, cum eu mi-am printat 2024, uite, asta am printat. Asta reușesc noi ca și asociația să facem. Asta am printat noi. Ei, dacă oamenii învață aceste santuri pe care ei le pot face și își printează mâine, să fim conduși de conducători care să-și dorească prosperitate, nave spațiale, ce vreți voi? Păi normal că îți dă Dumnezeu, dar trebuie să fii consecvent. Da. Să-ți dorești și să lași să vină. Că oamenii ne punem piedici singuri, prin gândurile care apar imediat după o intenție, vine gândul ăla din minte care spune că nu se poate, că e prea frumos să fie adevărat și alte asemenea gânduri. Deci să le alungăm pur și simplu și să păstrăm acea credință. După ce am lansat o intenție, să păstrăm credința că este posibil, zic eu. Procesele sunt simple, noi le complicăm, viața e simplă, noi o complicăm și când o complicăm dăm vina pe alții. Nu ne asumăm, da, eu am făcut, eu am greșit, dar hai să repar ceea ce am făcut și ceea ce am greșit, pentru că știu cum. Hai să încerc scuze, hai să încerc lucrurile astea simple, care hai să nu mai fiu certat cu vecinul, cu neamurile, cu toți, hai să încep să vorbesc din inimă, hai să las de la mine că nu le știu eu pe toate și poate e bine să împărtășim ceea ce am primit. Lucrurile astea simple, care nu costă nimic, dar probabil astea sunt cele mai grele de acceptat în conștiința fiecăruia. Dar suntem aici ca să evoluăm. Suntem aici, cei 30% de pe planetă, suntem deja ancorați și încercăm să susținem acest nivel de ridicat. Noi nu ne mai putem întoarce și nimic nu se mai poate. Gata, umanitatea se duce către cunoaștere. Uitați, jucăriile sunt pe masă. Vă învățăm, vă arătăm, vă le replicați. Și la lider. Ce vreți mai mult? Da. Decât nu se întoarce nimic către noi. Asta e. Nu e problema. Nu e că noi punem ceva și nu se întoarce. Noi încercăm ca oamenii să înțeleagă că mereu este un schimb de energie. Că practic nu funcționează altfel lucrurile. Că dacă eu nu aduc acel schimb, Da, funcționează, dar funcționează tot în același ritm și tot spre evoluție. Spre evoluție și la un nivel la scară mică, fără putere, ca și cum mai avea prâna de mână trasă. Eu cred că românii sunt un popor lăsat de divinitate, aici să arate multe lucruri. Noi, așa cum suntem, cum ne avem noi cu greutățile noastre, noi întotdeauna am arătat că în stările aceste critice noi ajungem să facem lucruri uimitoare. Probabil aceasta e o stare critică. Dacă noi am ajuns, noi ne uităm și la alte asociații și la alți oameni care sunt la fel, la același nivel ca noi,
Dar nu au această deschidere de a veni să prezinte, nu? Întotdeauna vor încerca bani, hai să fac bani, că am primit. Și atunci e clar că ne trebuie să ne delimităm, hai să ajutăm, pentru că Dumnezeu te vrea fericit. Noi încă nu știm definiția fericirii. Noi credem că dacă râdem la un film, gata, e fericire, să ne întâlnim cu cineva. Noi nu avem starea de fericire, aceea pur și simplu să stai să zâmbești pe stradă, că nu vezi oameni care zâmbesc pe stradă. Aia e starea, adică pur și simplu să fii așa, în beatitudine, să ai o stare, să vadă seninătatea pe fața ta. Da, asta e, încă suntem la nivelul care suntem și ne-l acceptăm, dar tindem întotdeauna către evoluție. Da. Mulțumesc pentru acest mesaj încurajator pe care ni l-ai oferit în întreaga emisiune. Și să rămânem cu această idee de a fi noi schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. Îți mulțumesc, Constantin, și îți mulțumesc și ție, un drag, că ne-ai rămas alături până la final. Te îmbrățișez cu inima și îți doresc să ai un an nou atât de bun pe cât este posibil să fie. Toate bune, ne revedem curând!